mă jur că îmi fac cruce acum, nu știu. Te paladești, te șmecherești. Șmecherie, Babu, Gigi Becali, Fițe și așa mai departe. Lumea nu știe lucrul ăsta. Mie mi-a spus un fotbalist care a jucat la Steaua. Chestie reală. Și faza cu Gigi Becali care era? Bă, cu Gigi Becali e o poveste foarte interesantă. M-a sunat consilierul lui, Justinian sau Justin, nu mai știu cum îl cheamă, și mi-a zis în felul următor. Bă, Moroșene. Atunci apărusem la televizor. Deci, avusese meciul cu Ștefan Leco. Okay. Mai câștigasem, cred că vă două meciuri. Deja eram în circuitul Local Combat. Okay. Începusem să fiu cunoscut. Și m-a sunat că bă, la Gigi Becali, îți dăm casă, îți dăm mașină, ne place de tine, Gigi te vrea. Asta a fost discuția. Să fiu bodyguardul lui. Și zic, au fost o mulțime de știri. Da, alea prindeau că aveau audiență. Și a fost în momentul ăla când trebuia să aleg între maestrul meu, Mihai Constantin, care m-a crescut, să stau lângă el, să stau lângă soția mea, care și era la facultate, nu puteam să iau cu mine la București. Da, 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 da. Soția mea era prietena mea atunci. Eram la cămin, țin minte că mi-a făcut oferta asta, eram în cămin, în T3-T4, aveam doi colegi de cameră, bine, stăteau și T5 în cameră, și vine unul și spune, auzi, îți dau vilă, îți dau o mașină. Păi cum mai face chestia asta? Ce-i face? Păi ce să mai faci? Ce să mai și? Și mie era Gigi Becali. Da, era o chestie și am zis că nu, bă, nu vreau. Eu vreau să stau lângă maestrul meu Constantin. A contat, mă, și familia, și soția mea, bă, și fratele meu, și mama, și tata. Am fost atașat de... Plus că aveam și o facultate, nu puteam să las tot în urmă și să plec. După aia maestru a fost, maestru fiind un om trecut prin viață, a zis foarte clar, Cătăline, te duci la București, te paladești, te șmecherești, tu ești cam din Iași, tu încă nu știi care e șmecheria pe acolo. Posibil să fi ajuns, dar la un moment dat, da bă, tati, bă, nu eram destul de copt ca să pot să intru lumea asta a Bucureștiului. Și am avut liniște acolo alături de antrenorul meu și am ales calea cea lungă și încrucișată. Puteam să merg pe autostradă și ajungeam direct la București. Nu, am mers să... m-am chinuit foarte tare până să ajung la nivelul... Toate drumurile din mână. Da, și până la urmă, concluzia care este? Că am ajuns Moroșanul pe munca mea. Da. N-am ajuns Moroșanul prin faptul că am fost bodyguardul lui Gigi Becali. Da, am ajuns Moroșanul prin faptul că mi-am învins toți adversarii, prin faptul că am fost primul român care s-a luptat în circuitul K1. Eu am deschis porțile pentru toți sportivii din România, care practică kickboxing și pentru mine este o mândrie și este o realizare imensă. Adică sunt și eu acolo în istoria kickboxing românesc, am și eu acolo un rând, am scris și eu și mă bucură chestia asta. De asta încerc să le spun tuturor, noi generații, bă, nu mai alegeți calea cea ușoară. Calea cea ușoară este înșelătoare, pentru că ai pe termen scurt, dar nu poți să managerezi până la capăt chestia asta. Te înveți de succes, te înveți de faimă și nu știu cum să managerez lucrul ăsta. Tot trebuie făcut pas cu pas. Și cu Gigi Becali te-ai mai întâlnit după, vreodată? Cu Gigi Becali nu m-am întâlnit niciodată, dacă îi să o luăm așa. Nu am avut ocazia. M-am întâlnit schimb cu Cătălin Smărândescu, m-am întâlnit cu el de câteva ori. Prima oară a reacționat în negativ, că auzise și el că mi s-a făcut o ofertă și am zis, bă, Cătălin, n-am nicio treabă cu Gigi. Lasă-mă, acum a răspuns într-un mod agresiv față de mine. Am zis că, bă, asta este, nu, dacă n-am vrut să intru peste combinația omului. Dacă el era bodyguard acolo, fii bodyguard acolo. Și mi-a spus că, bă, nimeni ce ai auzit tu, că a avut o ofertă, eu nu am acceptat-o. Eu am rămas la Iași, la cămin. Bă, și se minte că mi-a făcut oferta aia. Deci mi-a făcut oferta, mașină și casă în Pipera. Și mergeam atunci cu tramvaiul și cu autobuzul și mă recunoștea lumea. Uite pe Moroșan, că avea și fața mea într-o vite. Și acum mi-am lăsat barba, mi-am lăsat tot mă recunoaște lumea. Și mi-era rușine, îți dai seama că nu aveam tot timpul bani de bilet de taxi. De unde naiba? Că mă porteam și eu pe acolo, pe 100 de euro, pe 1000 de euro, pe 2000, pe 3000. Dar nu-ți ajungeau bani, indiferent. Nu aveai tu, că te antrenai, făceai antrenamente, câte două antrenamente pe zi. Făceam și câte trei la un moment dat. Nu aveam timp, trebuia să Se duceau bani. Și la un moment dat n-am mai mers nici cu taxiul, nici cu autobuzul, nici cu tramvaiul, mergeam pe blat. Aveam un coleg de meu, Gabi Popa, și mergeam pe blat. Eram doi mari, nu avea ce zică controlor. Seara mergeam. Și în restul timpului mergeam pe jos, că mergeam vreo 3 km. Pe jos mergeam. Asta la Iași. Până la sală, da, da, da. Era și iarnă, mintea ta îți vineau tot felul de chestii. Dragilor, alegeți calea cea corectă, alege calea pașilor mărunți.
parcurge fiecare treaptă din viața ta. Nu sări treptele, că dacă le-ai sărit, s-ar putea să te împiedici. S-ar putea să cazi foarte nasol pe toate pe care le-ai sărit. De asta este o lege nescrisă a vieții și a universului. Este foarte important să treci prin toate etapele vieții ca să poți să ajungi undeva. Eu cred că asta este cel mai sănătos lucru. Noua generație și toți vor să îmbogățească din prima. Mamă, să fac bani! Banul câștigat cu trudă este cel mai sănătos. Uite, vă mai dau un exemplu. Bă, cea mai mare ofertă, am avut o ofertă de foarte mulți bani să mă lupt împotriva lui Zabit Zamedov. Zabit Zamedov în Cecenia, în Rusia. Bă, o sumă foarte mare. Eu atunci a fost să-mi iei cervicalul, mi-am urcat mâna stângă. Trăiesc, mă, așa de mulți bani, frate, ce fac? Încă să-i refuz? Bă, și-am acceptat meciul ăla, am acceptat meciul ăla pentru bani. Mă jur, te-mi fac cruce acum. Nu știu cum s-au dus banii. De ce am cheltuit? Deci nu știu pe ce s-au dus banii. Au venit și au plecat. Au venit, mi-a dat un avans. Nu știu ce am făcut cu ei. Repet, nu mi-am luat mașină, nu mi-am luat apartament, nimic. Și puteai să-ți iei și mașină și apartament de bani? Bă, nu știu, puteam să-mi iau ori mașină, apartament, dar puteam să-mi iau, erau mulți bani. Da, da. Repet, și atunci am ajuns la concluzia că ce vine ușor pleacă la fel de ușor. Ce vine greu prin trudă e o cărămidă sănătoasă pentru baza ta ca om, ca individ și pentru baza faci vitală sau tot ceea ce vrei să faci tu. Dar uite, cred că am luat cea mai bună decizie că am rămas eu, Cătălin Moroșan și că m-am dus pe alte drumuri. București, Mecherie, Babu, Gigi Becali, Fițe și așa mai departe. Se termina tot. Se termina tot. Acum, eu îl simpatizez pe Gigi Becali, e credincios, eu îl apreciez din toată inima că își arată credința. Multă lume spune că e fanfarul. Așa și care e problema? Câtă lume ne-a ajutat el? Foarte multă lume a ajutat. Și vorbeam acum cu un fost fotbalist și a spus în felul următor. Bă, dacă nu era Gigi Becali care să țină salariile noastre sus, noi muream de foame, se ducea tot fotbalul românesc la vale. Și Gigi Becali a mințit un standard. Bă, cât îi dai lui ăla pe lună? Nu știu, 10-20 de mii, habar n-am. Știi? Și celelalte cluburi trebuia să țină pasul cu el. Ca altfel, fotbaliștii în România mureau de foame. Lumea nu știe lucrul ăsta. Mi-a spus un fotbalist care a jucat la Steaua. Chestie reală. Așa că haideți să apreciem oamenii și fiecare are o contribuție în tot ceea ce înseamnă succesul în viață sau succesul altora sau succesul în general.